eu am unde? Dar știi că te-a salutat o fată care a zis că ai făcut școală cu ea, Lora. Școala de paznici. Nu, mă, școala generală a zis că a făcut cu tine și te-a salutat. Și am școală de paznic. Am și diplomă de crescător de animale. Deci am... Da. Da, așa mi-a zis. Uite, tu ești cu Ștefan. Am diplomă de crescător de animale. Pe la 21 pic de ani am vrut să-mi fac aseară, o din general, fermă. Din fostul liceu? Cu fonduri. Am înțeles, în școală. Dar trebuia un... Ce? Îmi trebuiau bani, îmi trebuia o sumă de plecare, vreo, nu știu, un capital, un capital, care un capital de pornire, da. Și nu mi-am permis, dar am apucat să-mi fac diploma de crescător de animale. Da, după aia, după ce am încercat asta, ce am vrut să mai fac? Mi-am făcut diploma de antrenor fitness, personal trainer. Da, eu când ascult muzică din asta, nu pot controla sentimentele și bine să plâng continuu. Cred că ai fost Beethoven într-o viață anterioară. Love you, me too. Love you, me too. Cum ziceai? Love you, me too. Love you, me too. Bună seara, aveți masă? Poftim? Aveți masă? Da, am sunat ieri dimineață. Bună seara, Lora, din postul liceu. Pe numele de, dar... Dar nu știu sigur dacă pe numele de... Hai, te gândești, da? La vrei ce? Să vă aduc un aperitiv? Un joc. Inventează jocurile copilăriei. Inventează ce vrei tu. Ce vreau să spun? Vreau să mai zic ceva. I-am întrebat pe băieți ce înseamnă dragostea pentru ei, că n-am putut să dorm azi noapte. De ție, Adrian, ce gânduri are asta? Nu poți dorm noapte. Ce gânduri are asta? Nu poți să dorm noapte de dragostea. Uite, ce înseamnă pentru mine dragostea? Pui să fii mai răcoare aici, te rog. Am pus. Da. Bună ziua! Bună ziua! Andreea! Aniela, bine ai venit! Bine v-am găsit! Eu sunt Andreea. Aniela, îmi pare bine. Îmi pare bine să te cunosc. Te rog! Bună ziua! Bună, Roxana! Cum ești? Ai mai liniștit? Foarte liniștită și nu mai am deloc emoții. Asta e foarte bine. Are cine să ne gătească? Cine? Roxana? Eu! Chiar am făcut acum, da, o omletă de dimineață și acum le făceam o salată de fructe. Și ele, ce-ați făcut? Cartofi prăjiți cu... Cartofi la cuptor cu... Cașcaval și nuggets. Raluca, ce-i cu tine? Eram sigură că ajungeți la mine. Nu știu, l-am auzit de aici pe Adrian cum cânta și m-am emoționat tare. Știe el că am o melodie preferată și a cântat melodia aia și de atunci... Ce melodie? Fiore Liz, la pian. Nu cred că îi... Ba, ea este. Nu, îi... Aia a cântat-o primă, pentru mine. Ai loc? Nu, e aia, am uitat numele. Ceva... Dar i-a cântat Rafaelei. Nu, știu că e pentru mine. Melodia mea preferată. Am încercat să stric asta, dar n-am putut. N-ai reușit. N-am reușit. Ieșit. El are... chiar le-am spus băieților. Mădălin, vezi că Viorela nu vrea să te mai vadă. Nu, lasă-mă în pace. Adrian, când a auzit de Raluca, a zis, n-are cum, n-are cum. Sunt încrezători, au încredere în ei. Asta e foarte bine. Aniela, cum sunt fetele? Am avut o primire foarte bună și din partea fetelor și din partea băieților. Într-adevăr... Care ți-a atras atenția? Prefer să nu zic, da. Mie poți să-mi spui? Da. Cu mine puteți da, să vorbiți absolut orice. Apropo, lăsând la o parte... Da. Mie puteți să-mi spuneți absolut orice. Dacă aveți ceva pe suflet, dacă vă pasă ceva, dacă simțiți nevoia să vă eliberați de anumite gânduri sau de anumite probleme. Cu mine puteți vorbi absolut orice. Te sufoc, Rafaela? Și poți să-mi spui. Da, a fost un băiat, dar aș dori să mai păstrăm puțin misterul până să-l spun. Până okay. Să-l păstrăm un pic. Ok. Ți-e teamă ca nu cumva să fie o alegere greșită? Da, 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 de asta. Chiar n-aș vrea să fie o alegere greșită și vreau să mai am puțină răbdare. La cupluri lucrurile sunt foarte simple. Știți care sunteți, știți care va. La mine e mai complicat decât poate mai ai nervii. Am rugămintea să te joci și tu cu noi, că e foarte important, suntem civilizați. Te compaști tu ca un cuplu cu Rafaela. Da. Okay. Adeline, păstrează una. Adrian. Adi Jackson. Ștefan. Auzi? Cartofarul nouă, Ștefan. Mai ce faci eu chiar o să zic? Valentin. None. Ia că așa să zic că numești, nu? Ce faci cu ăla? Așa, mi-aduc scaunul de rege. Perfect. Și Mădălin, care urmează să vină. Așa.
dacă te-am mai scos prăgearea aia la mine, nu, te rog. La voi lucrurile sunt simple care au cuplu. Rugămintea mea e să scrii trei calități pe care crezi că Ștefania le vede la tine. E foarte simplu. Și eu ce rost are să mă joc? Alegeți o fată din casă, chiar dacă are cuplu, scriem, ai apucat să le iei puțin pulsul fiecare, scriem pe foaie numele ei și trei calități care crezi că le poate vedea la tine. Pe care le poate vedea la pe tine. Pe care le poate vedea la tine. E valabil și pentru tine, Maică. Tu scrii aici, simplu, Raluca, îți scrii trei calități pe care le vede la tine. Stai așa. Valabil și pentru voi, vă alegeți o fată din casă. Și unde e creionul, markerul? Perfect, vă ofer. Stai așa, stai. Așa. Scrii și despre ce fată e vorba. Dacă vrei să scrii ce calități vede Vio la tine, ia problema fie. Ianule. Eu de unde să știu hai acum? Valentin, îți alegi o fată și spune trei calități. Scriem așa. E ușor. E foarte ușor. Scrii trei și în păturiță nu vadă nimeni. Aia ce sunt. Daniela, Roxana, sunteți nou venite. Trebuie să fiți foarte deschise. Eu chiar am fost și chiar am, da, am pus sentimentele pe tavă, sincer. Foarte, nu te simți exact cumva un pic eliberată mai liniștită? Eliberată? Normal. Nu? Normal. Tocmai. Sunt o fire. Bine, n-a comunicat cu noi foarte mult aseară, da, după filmări. Am fost foarte obosită cu două zile înainte, n-am dormit absolut deloc și de asta nu că, Doamne ferește, am eu... Nu. Dar acum care este părerea ta? Cum sincer, mă înțeleg cu toate fetele și casa îmi place foarte mult. Îți dai seama, pe viitor aș dori să mă înțeleg la fel de bine. Acum... Și cu băieții? Super bine, mă înțelegi că ei sunt toți de treabă. Valentin? Nu vă uitați urmă la mine. Nu vă uitați urmă la mine, că n-am zis nimic, ai zis că sunt de treabă. Valentin? Foarte. Deci, cum să spun, este foarte calm și foarte calculat și mă temperează foarte mult. Și are răbdare, cum mi-a spus că va avea răbdare cu mine cât voi avea nevoie. Asta e foarte important. Foarte important pentru mine. Aniela? Sunt cumva doi băieți care ți-au atras atenția? Da. Deci pot bine. Sunt doi, da. Mă bucur, dar nu vreau să vă faceți griji. În special tu, uite, abia ai venit astăzi. Dacă nu se leagă nimic, ce fetelor? Sunteți deranjate de faptul că ea place doi băieți? Place, mă rog. Place de bine. Suntem doar uimite că noi am întrebat-o și n-a vrut să fie deschisă. A zis că ea momentan nu-și asumă și păi, că zis se pare că îi place și că nici n-a avut timp. Și da, momentul când au apărut băieții aici, ea s-a dus să bea apă. Băieții vorbeau despre ea, ea s-a ridicat și a plecat. Adică nu știu acum. Dar mi era sete. Nu interesează, poate că este prea sigură pe ea. Bine, dacă... Mai sigur este ce faci tu decât ce asculți, ce auzi. Da, mai bine ce... Eu sunt de părere că mai bine ce auzi live, nu-mi trebuie nicio cameră sau decât ce-mi spune Rafaela, de exemplu, sau ce-mi spune Ștefania. Mai bine ascult omul, pentru că noi, automat, dacă eu spun ceva ție, Andreea, am tendința să mai pun vreo 5 cuvinte, din greșeală, probabil. Deci, nu încerca acum să te scuzi în fața fetei. Dar să nu fie teamă de ele. Nu știu. Să nu fie teamă de ele. Poți să facem puțină analiză pe frază? Ia, te rog. Ai spus că tu, dacă ai vorbit cu Andreea, ai avea ai vrea să... Ai tendința de a adăuga cuvinte. Da. Iar noi două vorbeam cu tine. Da. Și că am înțeles bine că pe tine nu te interesează ce vorbeam noi cu tine sau și ce zic băieții. Nu, ai înțeles. Și că noi am fi băgat cuvinte în ceea ce... Nu, ea are tendința să-mi spună în plus. Greșeală. Fără să-și dea seama. Da. Să intre și în alte amănunte. Da. Asta. Nu, că momentul când au apărut băieții... În momentul când a apărut băieții, noi i-am spus că nici măcar băieții nu știau că sunt filmați, adică era o părere naturală a lor. Sincer, m-am simțit prost pentru că erau toate pe mine, mă atacau. M-am dus să beau apă. Vai, dar cum? Vai, noi când suntem aici, abia așteptăm să vedem ce... Da, eu abia aștept să văd ce mai zic m-am băieții. Simțit puțin, m-am simțit puțin prost, recunosc. Am simțit un atac din partea lor. Hai să-ți spun, noi când am ajuns aici în casă, am avut foarte puțin timp cu băieții. Iar atunci când ei erau dați pe ecran, indiferent de zi,
Noi de eram toate aici, lăsam tot și eram aici pentru că eram curioase de părerea lor despre noi. Nu e, n-a fost un atac, ți s-a părut ție, doar atât. Dar n-a fost un atac, a fost o părere. Este mai sigură pe ea? Și nu interesează. Foarte bine. Deci nici nu, n-am ajuns să te cunosc, Rafaela, și deja îmi pui cuvinte în gură. Deci ți-am zis eu că sunt foarte bună prietenă cu Bianca? Am zis că o cunosc. Da, am tendința de a pune... Da, am văzut, dar nu vreau să mă cer cu tine de azi. Avem timp. Da, vrei să te cerți cu mine? Pare eu doar cert, nu pot să te cerți, doar pot să cert. Poți să cerți? Da, doar atât. Ok. Gândește și la Roxana, ce crezi că a remarcat? Ce a fost o idee care a venit de la sine, de la bun. Păi da, dar ce a remarcat e ca și ea spune, nu ca și... calități aia, n-ai cum. Calități. Păi calități, că o cunoaște, frate. Hai, nu, o să o calitate. Și hai, Roxana, că Roxana, auzi. Păi da, n-ai cum, frate, să spui o calitate, să zic puncte, că nu am calități. E imposibil să cred că nu știi pentru ce te apreciază măcar un pic. Bă, frate, nu e o calitate și aspect fizic. Un tatuaj, un zâmbet. Păi da, dar asta nu e o calitate. Poftim? Asta nu e o calitate. Păi scrie, e fix cum ai impresia că tu că ai lăsat-o. Păi da, dacă te-am întrebat... Adică o complici prea mult, frate, la vârsta ta. O să scrie. Bă, și frate, ea, frate, te rog. Nu mai joc cu voi jocuri. Ai scris că vă fac jocul, dar nu mai joc. Păi ne fac jocul. Mai bine stau într-un cot. Și eu eram plictisit și am scris să-mi te la prima. Ești adică... frate, de asta te iubesc. Gata, gata, hai. Bun, sper să te înțelegi bine cu fetele. Bine ai venit. Bine v-am găsit și eu sper să nu existe mici neînțelegeri, dacă sunt, eu sunt o fire deschisă și nu am de ce să mă ascund. Dacă sunt neînțelegeri, eu cred că o să le rezolvăm cumva. Și eu sper asta. Fetelor, astăzi este o zi mare pentru băieți. De ce? Se întâmplă. Astăzi este ziua Camerei Roșii. Au. Trebuie să fim invitate în Camera Roșie. Cine vor să stea în Camera Roșie. Ce fain. Doar că nu va fi ca data trecută. Adică? Atât. Cum deci adică nu va să nu va fi ca data trecută. Câștigătorul nu va merge la o întâlnire cu... Nu pot să mă duc la întâlnire. Ce se face? Vei vedea? Ne-ai făcut curioase. Și acum tot trebuie să ne dăm noi cu părerea... Da! Măcar așa de... Da. Măcar de curiozitate. Mădălin. Mădălin, crezi că o să te cheme? Adrian. Mm-hmm. Dar cine ți-ai dorit să te cheme? Mm-hmm. Cine ți-ai dorit să te cheme? Mădălin. La nou. Deci ți-ai și dorit să te cheme Mădălin, dar și crezi. Da. Bun. Raluca. Adrian. Îți dorești? Da. Și cine crezi că o să te cheme? Adrian. Tot Adrian? Da. Convinsă 100%? 100%. De ce ai plâns mai devreme? Că m-am emoționat foarte tare. Că am sentimente puternice pentru Adrian și mi-a dat așa ca un cuțit în inimă. Că oricum e greu că îl văd așa puțin timp. Și când a cântat melodia mea preferată, m-a emoționat. Ești sigură că simte și el la fel? Eu spun din partea mea ce simt. Și din partea lui sunt sigură că mi-arată. Raluca Marina, cine crezi că o să te cheme în Camera Roșie? Nimeni. Zi Daniel. Daniel. Vrei să nici cadată cu tăstea ascunsul masă? Mai bine zici un nume. Daniel. Da. Dar nu cred că mă va invita, dar Daniel. Eu cred. Dar când ți-a dispărut speranța? Pe zi ce trece moare, cât o placă. De ce? De la ce? Când a început să moară speranța? În ce zi? Ieri. Ieri? Da. Mi s-a părut că a fost foarte distant față de mine. Nu m-a deranjat. Adică, nu pot zic că nu m-a deranjat, dar e ok, îl înțeleg, vreau să empatizez cu el, vreau să fim prieteni apropiați, dacă și el își dorește asta, măcar atât. Cred că o va invita pe Anela ca să o cunoască. E normal să vrea să o cunoască și dar pe ea. Dar băiatul cel nou? Băiatul cel nou? Nu crezi că o să te chem? De Rafaela. Rafaela. A zis că... Dar nu a zis că vrea să aibă o relație cu voi două? Da. A zis că fizicul ei și caracterul meu. Aha, am înțeles. Da. Nu consider că mă va chema pe mine. E glumești, da. Dar optez pentru Daniel, chiar dacă nu cred că mă va chema. Dar crezi că Daniela a apreciat la Aniela, care a cunoscut din prima că și-a înșelat partenerul? Tu ai încercat să ascunzi un pic? Nu consider că a apreciat.
Adică era normal să spună cum era normal să spun și eu, dar eu n-am făcut-o că mi-a fost rușine de el. Sincer, mi-a fost foarte rușine să-i zic în față, dar am înșelat. Și n-am considerat-o înșelare ce am făcut eu, a fost mai mult o joacă, eram mai mică. Am înțeles. Rafaela? Eu? Hai că avem mai mulți pe listă în acest moment. Sunt mai mulți pe listă în acest La mine? Moment. Da. Eu consider că doar Mădălin, a.k.a. băiatul nou. None. De ce? Că... Simți că te place? Da, cred că mă place. Și ieri am glumit foarte mult împreună. Adică a fost o... Ne-am simțit foarte bine cu toții. Viorela, Ștefania știu că au fost. Am auzit, nașul, nașa. Da. Dar știți că trebuie să vă căsătoriți ca să fiți nași. Da. Avem o problemă cu înălțimea, am să-și pună tocuri. Cu ochii. Dar nu te gândești că o să te cheme și Daniel? De ce? M-ar chema Daniel. Nu știu. Pentru că în ultima perioadă ați petrecut foarte mult timp împreună. Nu mi se pare că am petrecut, doar am vorbit. Ne înțelegem foarte bine. Tocmai. Foarte bine. Da, când erai în cealaltă casă și el era aici, a spus că te apreciază și că... Da, m-a auzit și eu asta, că mi-a zis și ieri că mă apreciază mult și că este singurul dintre ei care mi-a ținut partea de fiecare dată. De fiecare dată. Nu știu pe Rafa, nu... Crezi că ar putea să o placă? Posibil, da, adică sigur plăcea. Atitudinea ei îi place, adică nu am nicio îndoială, sau fizicul ei, nu am nicio îndoială, dar știu că Rafaela nu îl place pe Daniel. De ce? Nu, este genul ei de bărbat, cred că îi place și ei tot la fel atitudinea lui, dar nu să aibă o relație cu el. Da, nu. O cunosc pe Rafaela. Te lăsăm timpul să vorbească. Ștefania. Madeline. Aniela, cine crezi că o să te cheme în camera roșie? Să spun un băiat, să spun doi, să spun trei. Opa! Nu, mai mulți. Ce era, Luca? Nimic. Nu văd fără ochelari și mă concentrez să o văd. Am înțeles. Și Adriana a avut câteva aprecieri, dar nu mi-aduc aminte exact ce a zis. Nu, chiar nu mi-aduc aminte ce a zis. Dar a avut. După ce a plecat ea, bineînțeles. Deci cine? Am nevoie doar de un nume. Valentin. Opa. Roxana, cine crezi că o să te cheme în camera roșie? Nu știu cine mă va chema, dar sper să mă cheme Valentin. Eu îmi doresc, de fapt, să mă cheme Valentin. Poate Doamne ajută. Vă țin pumnii. Da. Noi sperăm să fie bine. Și eu îi țin foarte strânși. La băieți. Și, nu știu, abia aștept, sunt foarte curioasă. Și noi. O să revin. Poftă bună! Mulțumesc. Sau ce urmează să faceți, nu știu. A venit o fată nouă. Da. Ce părere aveți? O părere bună. O foarte, îmi place părerea voastră. Vreau să definesc acum, da. O femeie, mă, și... pare o fată serioasă. Hai să vorbim pe povestit acum. O fată sinceră, observ. Foarte emotivă. Matură. Cred că a venit unde trebuia. Nu am cum să dau o părere, nu eram foarte atent. Dormea. Dormeai? Nu, dormeam, eram pe scaun, mă gândeam la Viorela. Am înțeles. Eram cuprins în gândurile mele și nu am fost foarte atent nici la răspunsuri, nici... Mm-hmm. Nu te-ai interesat, mai pe scurt. Corect, da, nici n-ar avea de ce, adică deja eu sunt focusat pe altcineva, adică... Mm-hmm. Daniel? Nu am o părere deocamdată, dar... Așa, la prima vedere. La prima vedere este doar interesant. Este interesantă? De ce? Mi-a plăcut că a avut curaj să atingă anumite puncte cheie într-o conversație. Nu s-a ferit, nu i-a fost frică să vorbească despre lucrurile. Un om deschis, apreciez. Apreciezi faptul că a recunoscut ca naturalețea, o relație? Naturalețea e importantă. Astăzi este ziua Camerei Roșii. Oh. Yay, câtă bucurie! Dacă este a tuturor, da. Tuturor. Adică fiecare pe rând. A, perfect, da. E bine. Asta este ziua noastră pentru camera lui. Yay! No, așa mamă, e bine. Mamă, ce vă mai bucurați.
Nu, e ok, adică mă gândeam că... Trebuie să chemăm o fată? Poți să susțin să facem același joc, să cunoască cei noi veniți, să cunoască fetele. Că așa ar fi corect, ca să le cunoască pe toate fetele. Nu. Dacă vor... Opa! Nu. Așa ar fi corect. Îmi place, îmi place. Și eu nu sunt de acord. De ce? Că nu sunt de acord. Dar ce, ți-e frică că ce? Da. E vorba doar de a cunoaște și a vorbi, nu de altceva. Nu poți știu, face dar nu văd rostul pentru a cunoaște pe cineva pe care îl pot cunoaște și în 2-3 ore, în timp când stăm cu toții în cameră. Acolo și... e un moment mai intim și prefer să ții... Acolo e ceva intim, ceva unde pui o întrebare pe care nu prea poți să o pui și cu toți de față. Aș prefera să o chem pe Raluca și o să... Nu, oricum doar pe ea o să o chem. Corect. Dar poate Raluca ar vrea să fie chemată de Mădălin. Niciodată. Niciodată. Sunt 100% sigur. Ce crezi că face Raluca? Se uită la mine. Se uită la tine? Da. Cum crezi că s-a trezit astăzi? Foarte bine. Crezi că este dor de tine? Foarte mult. Și ți-e dor de ea? Da. Mă bucur să... De asta mă și plictiseam mai devreme, că voiam să apară mai repede surpriza, mă rog, surpriza, să ne vedem. Ție-ți plac filmele romantice? Nu. Muzica romantică? Da, muzica romantică, da. Dar filmele romantice nu mi se par plictisitoare. Îmi plac filmele de acțiune și de dramă. Te-am auzit cântând la pian? Cânta Rafaela. Raluca? Dar surpriza este pentru ea. Da, dar Raluca, auzindu-te cântând, s-a emoționat extrem de tare și a început să plângă. Crezând că tu îi cânti ei. Serios? Da. N-aveam cum să nu spun asta. Și de exemplu, dar tu poți să cânti în continuare. Și de exemplu, dacă mă pune Adelin să cânt? Șt, hai să rămână secretul nostru. Rămâne secretul nostru. Îi spunem că ai cântat pentru ea. Da. Pentru că s-a emoționat mult prea frumos ca să-i stricăm... Da, ok. Sunt și eu de acord. V-ați contrariat? Nu, nu. Nu mi-amintesc. Eu i-am zis în față ei tot ce m-a deranjat. Păi, cer mai bine și asta îți cer și mie. Când ieși în emisiune și când suntem noi și unde suntem. Mi se pare ok ca să vorbim. Că dacă nu comunicăm și mergi și spui, bă, ce m-a enervat aia și o să mergi la avion. Eu nu o să vezi din partea mea, fetele mă cunosc. Nu o să vezi din partea mea și ceva. Foarte direct, Rafaela. Ne spune în față, da. Da, exact. Am avut... Că nu s-au numit certuri. Ne-am contrazis puțin. Discuții, dar până la urmă am ajuns la un, nu știu, la un punct comun. La un punct comun. Până la urmă, ea mi-a dat dreptate în ceea ce... Cum ne-am contrazis noi atunci și că ea a încercat să facă altceva și a zis, băi, nu e ok să te... Noi tot aici formăm... Suntem ca o familie. Mai multe surori. Exact. Nu, e că mare, o să altă, petrecem... Dacă... petrecem mult timp sau câte bine, nici nu știu cum o săptămână să sigur o va da, aici, da, efectiv. Și e, măcar să nu începem să cer, sau eu nu mă cer de obicei, sau am te așa. Nu am nimic cu ea. Este, pot să spun, indiferentă momentan, pentru că nu o cunosc, nu avem nicio, nici măcar subiecte comune nu avem de vorbit momentan. Eu încerc scuze la toți băieții că astăzi am o stare nașpa și cred că o să am până plec. Deci vreau să-mi fac singur starea asta. Deci nu am nimic cu mine, dar nu... Se pare că nu te înțelege cineva? Nu, frate, bă, nu. E cineva de aici care nu te înțelege? Păi nu, că e vorba de asta, dar... Dintre noi mă refer. Nu vreau să dau starea asta, dar o creez singur, pentru că nu mai... Nu, e de mine, frate, aici, asta e simplu. Oh, Viorela! Mai repede, că da. Data viitoare să fii mai încet, să nu te rupi. Oh, no, baby. Ce faci? Discutam cu fetele că eram panicate că nu știam cine o să fie prima chemată. Eu niciodată n-am fost prima chemată. Nu, azi prima oară. Ești, chiar... avem o nouă jucărie. Nu, nu-ți place, nu? Cum sună? Nu place nici cum arată. Trebuie să-i dăm drumul, din păcate. Astea sunt cele 5 minute care ne se permit. Da, sper să nu fie
Nu mi-ajung 5 minute să te cunosc așa. Nu mi-ajunge o viață, dar păi 5 minute. Păi 5 minute. O să vedem. Dar tu știi ceva și nu vrei să-mi spui. Nu, nu știu. Vorbesc foarte serios. Sunt chiar curioasă. Ți-a fost dor de mine? Foarte dor. Și mie. Știi mie chiar dacă știi asta. Să vede, nu? N-am de unde să știu. N-aveai de unde? Nu citești asta în ochii mei, nu? Nu mă gândeam că o să găsesc tot așa la tine. Și nu mă gândeam să stau în fiecare seară să mă gândesc și în fiecare seară să... Asta faci. Da. Și eu la fel. Timp. Și eu. Vreau mai mult timp. Vreau să treacă astea 6 luni, să ajungem acolo sus și să plecăm odată în lume. Te-ai imagina așa cu mine? Cu astea 6 luni afară, noi doi. Mi-ar fi dor de chestia asta, sincer. Chiar mi-ar fi foarte dor de tot ceea ce se întâmplă aici, pentru că totul e foarte frumos. Nu te întâlnești cu așa ceva. Și... locul ăsta ar fi, știi, fix locul de unde a pornit relația noastră. Și asta ar fi și mai frumos. Vezi, mai era o bucățică. L-am rezolvat eu. Vezi, scade așa repede mie. Nu. Le vedem după. Ești sigură? Da. Ai surpriză? Da, îmi doresc asta. Bine, baby. Și doresc că asta o să se întâmple. Și eu sper. Da. Pa! Vedem după. Da. Să-i sun la șurmă? Da. Wow! Vedeți că v-am văzut. Oh,